Salve News și bine ați venit la un episod de Farming Simulator 22 pe Vorbă Neagră. Da, este al doilea episod pe Mini Brun astăzi. Așa că să-i dăm bice pentru că am un plan măreț. Îmi trebuie 25.000 de euro. Momentan nu am decât 18.301. Nu mai am cu ce să fac mulți bani. Este o situație nasoală. Dar sunt croit să fac 25.000 de euro pentru că vreau să-mi cumpăr ceva. Exactamente, vom lucra la ceva, așa că hai să-i dăm bătaie. După ce vom reuși, veți vedea și ce vreau să-mi cumpăr. Avem așa, două misiuni disponibile, din nu știu ce motiv nu mai pot lua misiuni. Apăs pe New Contracts și nu mai am disponibile. Așa că o să iau pe asta la 6240, nu necesită decât să recoltez, pot să dau pe automat, we are Gucci, îi dăm aici niște baro items... Nice. Ia să vedem pe ce teren este ăsta. Pe terenul numărul 1. Ok. E puțin cam departe de mine. Sper să nu se fi spawnat combina. Ba da, să spawnat foarte departe combina. Toc! N-are nimic. Îi venim de hack. Combina ar trebui să urce header-ul fix pe trailer. Așa că trailerul trebuie să-l aducem în partea asta. Să-l punem la treabă. Și mai am o modalitate, dacă vrei așa, de făcut niște financiare. Bineînțeles, aș putea să dau timpul pe rapid și să las serele să producă. Dar mă știți pe mine, nu prea vreau să iau chestia așa pe scurtătură. Decât dacă chiar este nevoie. Dacă nu este urgență, nu avem de ce. Încărcarea o să o fac prin partea stângă. Hai să o băgăm de la volan pentru că așa pot să mă orientez mult, mult mai bine. Sunt foarte entuziasmat de chestia asta ce vreau să o cumpăr acum. Pentru că o să-mi permită mie, sper, dacă modul este bine făcut. Dar până acum modurile au fost foarte bine făcute. Îmi permite mie să generez un pic mai mulți bănișori cu un anumit produs. Pe care eu în momentul de față îl cam vând așa crud. Fără să-l prelucrez în niciun fel. Bun, am urcat-o pe trailer. Hai să facem o stânga împrejur și o dreapta, pentru că asta necesită o întoarcere în 3 puncte. Am luat vopseaua de pe lateral, se pare. Ia să vedem aici. Îi facem cupleul. Asta cred că este una din opțiunile mele preferate în Farming Simulator 22, și anume că header-ele se parentează la trailer. Deci asta în FS19 te face pur și simplu să nu folosești trailere pentru headere. Stai așa că avem o problemuță aici. Întoarcerea nu este efectuată cu succes. So, hai să schimbăm un pic cu scamazul și să facem ieșirea prin partea asta, unde e un pic mai îngust într-adevăr. Dar este posibil să ne iasă. Nu cred că nu-mi iese nici aici. Oh, come on, dude! Nu pot să cred! Ce răutăcios e, bă. Uite-te și tu. No, bine atunci. Facem stânga împrejur. Uite-te și tu. Ieșire cu năbădăi de la magazin. Stai, ce mergem într-o parte? Am pus eu off. Am pus header-ul un picuț cam prea aproape de combină și din cauza asta am dificultăți în viraj. Gata. Bun, regulă. Speram să-mi iasă din prima. Hai să nu folosim alte terminologii. Să-mi iasă din prima. Bun, în stânga sus trebuie să ajungem noi acum. Deasupra terenului 6. Hai să facem stânga acolo așa. O să urcăm, holy shit. Ok, și nu voi face pauze sau tăieri în acest videoclip. Vom lucra agricultura, bă. Și o vom face continuă. Exactamente. Da, cel mai apropiat e tot așa pe stradă pe aici. Tot încercam să văd dacă există vreo posibilitate să merg așa pur și simplu, dar nu merge. Din păcate, mi-ar fi plăcut, dar din păcate nu avem cultură de recoltat și la noi în fermă. Pentru că dacă aveam, puteam pune combina asta la treabă sau măcar tractorul cu remorca la treabă. Ceva, mă foloseam din utilajele astea date de misiune, dar se pare că a mea cultură nu mai crește. Mă știu ce am pus, mi se pare că avem soia acolo. Pur și simplu nu vrea soia sau rapiță, una din două. Doamne, deci crește atât de dificil, este ceva fenomenal. Și am zis că, bă, hai să ne ramificăm un pic cu veniturile, pentru că nu e de glumă. Practic, până decide cultura să crească, eu o să cam rămân lefter, adică câte legume să și pot face, știi? Și atunci mi-a venit ideea asta de a cumpăra ceva, vă arăt mai încolo. O să ajungem să-l cumpărăm, bineînțeles.
N-am pierdut trailerul, e bine. Și dacă funcționează cum trebuie, o să genereze bănișori. Cu, bineînțeles, muncă. Și va trebui să creăm o zonă de manufacturare separată pe la noi prin fermă. Și o să mai întrebească, de fapt acum că stau să mă gândesc, o să mai întrebească vreo câteva sute de euro să fac și un gard. Trebuie să separ niște lucrășare pe la mine prin o gradă. Și e mult să ai un gard. Bun, ia să vedem aici. Cred că am să fac îmbinarea pe partea cealaltă a drumului, adică cole așa. O să-i dăm o decuplare. Și ăsta cum este orientat? Este fix cum trebuie, nice! Bun, dacă am mici rapid, nici nu o să incomodez traficul foarte mult. Stai un pic, așteaptă și tu acolo. Că mi s-a pus ăsta strâmb. Haide! Uite-te și tu, nenorocitul. S-a strâmbat. Ce? Ce faci? Ups, scuze. Scuză-mă. S-a pus ăsta strâmb aici, mă. Uite-te și tu. O să trag header-ul. Mă încoace. Bun, îl las aici. Și cuplez acum. Mi-a căzut, a stat header-ul într-o fâznă cumva dubioșel. Și până una alta o să face și desfoldarea. Să face două lucruri deodată. Padano. Bun, hai cu cupleul vieții. Nice. Ocolim trailerul. Întorc și combina. Aia zic. Și o să-i dau hash-ul de aici. Nu contează în ce parte o va lua. Este practic în mijlocul terenului. So, that's bueno. Acum să păstrezi eu paiele sau să nu păstrezi. Stai să vedem dacă avem aici fertilizat de două ori. Avem doar avem fertilizat. Fii atent. Că o să iau și paiele. That is very nice. Bun, acum fuguța, hai să mergem la dăciuță. Exact, la dacie. O să bag remorca asta în altă parte, pentru că mie va trebui acum remorca de lemne. Aia mă interesește. Pe asta, hai să închidem o leacă trapa din spate. O să o las aici. Ce? A, nu cred că mă pui să aștept toată animația. Cum se poate așa ceva? A, și încă o chestie. Am pus, fără să vreau, grădina în funcțiune. Avem acum niște varză roșie în facere. De când am pus acea căruță de balegă. Da, a început grădina să meargă. Ok. So, varza este în creștere. Cred că dacă dau și un pic timpul pe rapid, putem vedea și niște progrese cu privire la treaba asta. Vai, viața mea, deci nu pot să cred. Deci nu pot să decuplez în timp ce am animația aia. Ferească Dumnezeu, am apăsat din greșeală. Și s-a întâmplat treaba asta. Mamă, nu vreau să mai fac chestia asta. Deci e super, super enervant animația aia. Mi se pare că e atât de mult timp. Nu știu, s-au greșit niște timpi pe acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Bun, ia să vedem aici ză producțiune. Ia uite, aia este foarte prețioasă. 6 tone palet, 6.000 tona de palet. Ia uite de știu. Aia genială. În momentul de față este în producție. Nu înțeleg nici eu cum, pentru că mai avem lucruri de pus. Cred că cabbage-ul ăsta nu avea nevoie de... da, înțeleg acum. Că mai am puțin din semințe, fertilizator și empty pallets. Bă, hai să tragem așa o fugă, să mai luăm. Cei drept ar trebui să mai și cumpărăm, pentru că și deoarece nu prea mai am atât de multe în partea aia. O să iau saci. Nu o să ne trebuiască de fertilizator. De fiecare dată când cumpăr de-astea mă seacă în suflet. Și semințe asta de chestie. De ce asta? Asta e semințele, oricum semințele sunt mai ieftine, ok. De semințe o să luăm două, 1600. Trebuie să facem investiții dacă vrem să scoatem bani. Asta este clară. Și ce ne mai trebuie aici? Avem empty pallets. Ok, bun, hai să cumpărăm și empty pallets. Aiște. Îi avem mai prin dreapta pacilișa. Uite, colea și apă, așa că luăm. Avem 2000, vai viață, cât de scump totul în viață este prea scump. Bun, hai cu asta că e până aș perlie maximă. Punctul de spawn, Mihai, trebuie să-l schimbi, că dă aici, of, fix în seră. Așa, ce punem prima dată? Hai să punem paletul, că ăsta știu că intră perfect. Așa, și după aia sacii. Îi voi pune cumva pe lângă. Punem unul așa. Mai punem unul aici. Prin palete. Și încă unul. Oh, come on, dude.
O să-l pun pe cel cumva pe lateral. Mamă, ăsta o să fie o problemuță. Poate dacă îl pun culcat, ia fi atent. Dacă gândim outside the box, poate îi venim de hack. I-am venit de hack. Joacă-o pasă, mamă, ce s-a lăsat. Lele! Mamă, dacă nu rămân eu fără telescoape, e ceva. S-o lăsa pe spate, dar n-ai văzut. Ia fii atent cum facem. O să fac o mișcare. Mai încerc o dată, pentru că se pare că am dat în ceva. Și anume în roabă. Fii atent. Vin în față. Puac! Hai că da, hai că mișcare. Da, n-am mers mișcarea mea. Și credeam că sparg, că rup tot cu mișcarea mea. Curge și așa? Nu, se pare că nu va trebui să-l țin așa. Sau poate dacă îl punem aici, pe o fâznă. Da, uite, acolo merge! Ok. Deci se pare că dacă îl punem pe partea asta, încercam să-l pun și pe roabă, știi, dar nu s-a dus până acolo punctul de descărcat. Ok. Asta este foarte, foarte bine. După o să dăm timp un pic pe rapid, facem treabă. Și mai face niște bani din varza asta, că trebuiește. Așa. Oh! Paleții doar intenționam. Atât. Nu-mi trebuie toată mașina, did. Mi-a pe toți? Da, se pare că mi-a pe toți. Ok. Bun, ia să vedem. Nice. Și acum, dacă verificăm, ar trebui să avem din toate suficient încât să ne producă astăzi minim un palet de varză. Bun, hai să mergem. De fapt, sper să ajungem la un min, la un două, cam doi paleți de varză de asta roșie mi-ar trebui mie, cu unul, stai așa cam pe margine, știi? Mergem acum la lemne, am tăiate, puse pe stânga aici, pe partea, pe marginea terenului și hai să cuplăm remorca cu punctul de cuplaj în față. Și ce am să fac e să umplu remorca asta cu lemne, pentru că așa mai scos și eu niște biștari. Până la 25.000, fraților, avem dublu de bugetul de până acum și încă un pic de făcut. Deci, situația nu este deloc bună. Avem foarte multă muncă. Pentru tăiatul acestor lemne am optat un picuț altfel și anume i-am tăiat foarte lung. Pentru că data trecută aveam punctul de greutate, centru de greutate, foarte sus. Și m-am gândit să tai de la baza copacului, unde copacul este cel mai gros, să-l tai lung și să avem, că practic avem suficient de spațiu și în partea asta și în spatele remorcii. Vezi, ăștia mai subțiri sunt mai scurți, dar ăștia groșii și babanii sunt mai lungi. Așa sper eu să combat problema centrului de greutate. Acum dacă așa și-o fi, vom afla! Ideea e că tot cu grijuleană o să merg în curbea asta, este clară treaba. Și mă gândeam că dacă mai îmi rămân așa câteva de-astea micuțele, poate bag și în spate la Dacie. Dă că nu. Mai încape și ăsta? Hai că încape acolo. Aici am doi copaci, nu am trei copaci. Poate n-ar strica să mai luăm totuși unul, că din câte văd se cam eliberează niște spațiu acolo în mijloc. Iau eu lemnulțele astea mici, dar nu o să câștig cine știe ce pere, nu vă imaginați. Astea sunt mai mult așa, doar ca să eliberez locul, ca să nu rămână niște lemne înșirate pe acelea, știi? Și ăsta vine cu alea. Bă! Ar mai merge pus, n-ar fi indicat, deci nu e sugerat să mai punem. Dar mă știți pe mine, dacă tot fac un drum și este departe, haidem să-l facem. Oh my god, fii atent că nu mi-a căzut ăsta copacul. Broski, come on, man. Păi, ce facem? O să și înrădăcinez aici. Mai avem și încă o rădăcină și în partea cealaltă trebuie să scap aia. Like musai. M-am cutat rădăcina, gata, am scăpat aici. Bun, și hai să o terminăm de viață. Ala este. O să mai vine episoade și din Silveran Forest. Am de muncă acolo. Doar că feedback-ul vostru este că seria aia e foarte plictisitoare. De când am descoperit eu așa pe parcurs, practic Forestry este interesant doar pentru ăla care îl face. Și am mai văzut youtuberi care fac farming simulator și îndrăgesc Forestry-ul, dar au același răspuns de la un audiența lor și anume, bă, nu mai face Forestry. Și asta, la asta mă duce cu gândul, că e distractiv pentru ăla care îl face, dar pentru privitor nu e cine știe ce. Probabil devine repetitiv, habar n-am, nu știu exact cum este perceput. Opa.
Așa. Dar dacă faci forestry, chiar e fun, chiar e distractiv, pentru că implică multe chestii de astea, știi, de echilibristică, de strategie, de cum să-l tai, cum să-l musc, cum să-l poziționezi, și obții și o satisfacție atunci când îți ies lucrușoarele, știi? La agricultură nu prea ai ce să greșești. Odată ce știi ordinea lucrurilor, o să punem aici o kingă. Vezi, aici poți să rămâi fără ele, poți să te răstorni. Sunt mai multe necunoscute care pot interveni și asta face toată activitatea asta o lecușă mai palpitantă. Ăsta e cam strâmbuț lemnuțul. Mamă, nu pot să cred că am pus tot lemn, tot copacul, dude. Maica mea, păi luăm vreo 9000 pe ăsta, cred că. Aici acolo e ceva. Ui de viață. Ok, mai avem un lemnuț, e și păcat. E și păcat să nu-l punem pe ăsta. O să încerc să-l plasez și să mă mișc rapid. Deja asta se mișcă nasol. Gata, le-am rearanjat și le-am plasat. Acum, uitați-vă și voi cât de înalte sunt față de remorcă. Deci am pus pur și simplu ca nebunul. Maica mea. La curbe va trebui să fiu foarte grijulescu. Acum realizez că dacă încerc să termin misiunea, paiele rămase pe jos nu vor mai fi valabile și nu le voi mai putea încărca, ceea ce cam sfidează toată logica. Aș fi vrut paiele alea pentru că eu în bază nu prea mai am. So, până la 25.000 ar trebui să facem banii ăștia doar cu lemne și varză roșie. E, acum am ajuns fără să mă răstor, ceea ce... E o performanță pentru mine, mai ales având un centru de greutate atât de înalt. Și se pare că teoria mea a funcționat, și anume să pun buștenii cei mai groși jos și, bineînțeles, să-i fac și mai lungi. Astfel obținem, evident, și mai mult lemn. Hai să vedem cât luăm pe aici. Eu voi preconiza un 10.000 de euro. 15.000 de euro! Dude, se pare că dacă bag bușteni lungi, pot duce mult mai multă încărcătură. Chiar mă gândeam la ceva, și anume să cuplez în spate, pentru că remorca asta are punct de cuplaj, și să bag remorcuța aia mică pe care am luat-o noi în episodul trecut. Astfel, mai au și în aia vreo 2 copaci, sau măcar unul, eventual. Ideea e că punctul de vânzare până la somil e, like, e foarte departe și eu trebuie să traversez toată harta pentru el, și asta mă încetinește și încerc să diminuez cât de mult posibil drumurile astea. Acum o să tragem aici rapid pe dreapta ca să cumpăr, pentru că se pare că am făcut banii necesari pentru asta, că vreau să și pun în funcțiune toată jmecaria. Hot! Ala e! Și acum, fraților, hai să mergem un picuț în bază. Mergem pe partea asta aici. Aia zic. Și acum hai să vă arăt ce am avut eu aici ca și plan de cumpărare. Mergem la production, mergem cu oreașa în dreapta și avem aici mic la 25.000 de euro, stationary woodchipper. Adică este o fabricuță care ne generează 9 așchi de lemn, dar este plasabilă. Nu funcționează cu niciun tractor. Pe asta o voi pune, uite, fix cu oreașa. Pot să pun și stânga acolo, dar creează mie impediment când trec cu tractorul. Asta. Cum adică not enough money, bitch? Like, suck. Mai încercăm o dată. Like, băi, stai puțin. Că și eu munce pentru, ia vezi. Punem aici o rotim oleacă. Acum că e dreaptă, că nu e dreaptă. Ei, mie pare destul de dreaptă. O să pun un pic mai încoace totuși. Păi, nu am nimic pe partea aia, nu? De luat sau ceva? Bă, nu pare. Ok. Boom! Joacă-o pe asta. Și acum, dacă tot stai aici, vreau să fac următoarea chestie, și anume la painting. O să venim, ia să vedem. O să venim pe partea aia de aici cu Inca 1. Aici o să fac eu un square. Deci nu vă imaginați că o să rămână așa nici de cum. Și aici o să facem un nou drum care duce fix pacile. Uite așa. Și după aia, bineînțeles, drumul ăsta o să continue. Drumul ăsta va fi dublu de grosime. Gen cam așa. Aici pe mijloc facem un scoar mai frumos, o leacă. Și aici, de asemenea, o să vin cu un gard. Ah, aici cred că trebuie să fac eu un pic brașul mai mare. Da, mă gândesc eu. În regulă. După care ne băgăm pe decoration și la guard. Cred că am să aleg ceva mai, ia să vedem. A, uite, avem garduri vii acolo. Putem să continuăm cu un guard viu pentru că eu am disponibil așa ceva. Ăsta cât de înalt e?
Știi ce? Cred că am să iau medium, cam așa, și facem un guard view de aici, până aici, ia să vedem, se încadrează? Se încadrează, da, it's fine. Uite până aici, no money! 2000 mă costă! Ok, o să facem guard view altă dată, holy shit! 2000 de euro, 10 metri de guard view. Bun, și asta este fabricuța mea, ia să vedem aici. Avem ceva opțiuni? Se pare că da, producțiune, avem inactivitate acum, dar o punem în funcțiune, nu vă imaginați că o lăsăm așa. Avem 10.000 de tone, nu 10.000 de tone, scuze, 10 tone de lemn în 30 de tone de așchi de lemn. Exact. Și acum, dacă ne ducem la punctele de vânzare, putem să vedem următoarea chestiune. Avem lemnul care se vinde cu 3000 și avem wood chips-ul care se vinde cu 1000. Deci practic ieșim la același preț. Ce? Ce? Dar avem un avantaj. Nu trebuie să vă arăt asta. Avem totuși un avantaj. Avantajul este că nu mai trebuie să mai cumpăr eu wood chips. Nu era foarte scump wood chips-ul, dar trebuie să mai cumpăr. Și hei, când vin ofertele, suntem pregătiți. Practic, wood chips-ul va fi alocat și pentru grădinuța mea, care se pare că funcționează. Este în continuare pe val. Asta este de bine, nu este de rău. Hai să luăm... cred că am să iau tractorul ăsta să duc niște lemn, pentru că vreau să o pun în funcțiune. Sper să fac mai mulți bani cu ea decât arată. Sper doar să mă păcălească așa un picuț, știi? Atâta tot. Dar rumegușul sper să fie un pic mai bine valorat. Știi, uneori mai sunt eroruți de la moduri, să știți, nu e chiar perfect așa. Ne spune ceva, dar de multe ori modurile fac altceva. E, asta e o situație în care îmi doresc să fie așa. Putem să tăiem chiar de aici, uite, avem unul în față. Uite, l-avem pe ăsta. M-a uscat așa o leacă. Hai, sparcăm așa. Pe mărginuță. Ala-i totile. Bun. Nu mai desfac asta, o lăsăm așa și hai să tăiem zi copac. Cred că l-am tăiat un picuț cam sus, ar trebui să îndepărtez rădăcina după aia. Da, hai cu facem după aia, nu-i problemă. Partea bună la copacul ăsta fiind și mic este că nu durează foarte mult să-l încărcăm. Așa. A, și încă o chestie, pont dacă vrei. Dar noi îmi facem rumeguș și nu trebuie să mai... rupem crengile copacului. Putem să le punem așa cu totul. Funcționează, se rezolvă și economisești un pic de timp, doar că cu transport e un pic mai nasol, pentru că având crengi de multe ori îți creează impediment așa la transport. Bun, ia să vedem aici. Nu spune că am tăiat lemnul cât... Hai dă-o, dracu de estimare! Bro, cum se poate așa ceva? Deci am estimat? Bun, asta e prea mare, spune pe acum. Bro, dacă ăla am estimat, like, perfecțiunea întruchipată, las-o. Oare avea chinci căruța asta a mea? Nu cred că are. Că asta e de grâne, nici de cum de lemn. Oricum, dacă ar avea și chinci, ar fi... ar fi ceva, ar fi de păstrat aia, ar fi. Bă, nu prea mai am loc aici, fii atent. Poate facem o șmecherie, fii atent. Poate băgăm lemnul ăsta așa, ca pe un oblon. Ca pe un suport. Colea, știi ce zic? Hai un pic mai încoace. Și încerc să o bag sub. Uite așa. Nu merge. Poate dacă îl dau pe ăsta un pic mai încoace. Acum iau lemnul, cred că e prea înalt. Nope, motherfucker. Ok, nu. Pe ăsta o să-l iau după aia, nu momentan. Și așa am o problemuță cu băiatul ăla la alta acilea. Încerc să-l blochez în stânga. Hai că l-am blocat dacă e. Uite aici, asta vreau aici. Ai, genială, pentru că eu acum o să accelerez. El lemnul este foarte greu, nu o să se dea pe spate. Dar când pun frână, mie să nu cumva să cadă. Sau să cadă de asemenea când fac curbele. Și făcând asta mă asigur că totul e în regulă. O să mai trebuiască un drum pe aici. Uite așa, vreau un drum cole așa. Pentru că observ că în partea aia se continuă drumul destul de drept așa. Deci pot să adaug ceva frumos aici. Cred că data viitoare fix asta facem, drumuri și poduri, tată. Că este nevoie. Bun, și hai să vedem aici dacă mai trebuiește altceva în afară de lemn.
Lumina aș fi vrut să o aprind și o adenim, păcate nu avem posibilitatea asta. Nu avem decât posibilitatea, hop, asta e așa, că lemnul se pare că îl ducem specific undeva. Noi încărcăm din față, lemnul ducem aici. Nu pot să cred că nu mai încarc eu manual, du-te coaie. Îmi faci asta? Aoleu, de ce am orgasm la chestia asta? Bro, este excelent. Că până acum trebuia să ne chinuim foarte mult la treaba asta. Trebuia să pui lemn cu lemn. O lăsăm aici, avem 3 tone 480 se pare din acest copac micuțelos și este tot inactiv, doar dacă activăm este activ, da? Da, se pare că este running în momentul de față. We are guceandos, 2 tone 600, U-chips deja am făcut 2 tone și jumate, 4 tone, deci îmi face aproape în timp real toată treaba. După care noi venim aici, ca să vedeți și voi producție, bă, frumos mă, încărcăm cu așchi de lemn, recte, rumeguși, aha, și pe aia mergem și punem la alalaltă, nu neapărat fermă, ci grădină. Avem aici U-chips, avem 3 tone 500 din cele cumpărate. Am cumpărat destul de multicele pentru că a fost vreo 300 de euro paletul și mi se pare că am luat de 1000, 1000 și un pic, dacă nu mă înșel. E, aici pe aici trebuie să fac o... Bă, nu, data viitoare trebuie să facem drumuri și poduri maxim. Prima varză roșie, baby, let's go. Venim aici și facem o descărcare frumoasă. Eu vreau să țin grădina asta alive. Ea îmi produce mie lucruri foarte prețioase. Un singur palet de varză roșie, de ăsta, e 6000 de coco. Așa că, nu că se merită, se super merită. E ceva extraordinary. Nice! O să umplu aici, deci nu mă gândesc. Avem 6 tone 600. Nu suportă decât 3 tone remorca mea. Sau... Ai, trebuie să facem câteva drumușoare. Ilaie. Mamă, dar trebuie neapărat să aranjăm pe aici. Deci, mamă, dar ce-mi place că se încarcă rapid. Lemnul e transformat în rumeguș rapid și se pare că are și un bunker acolo unde vedeți containerul. Acolo stochează așchile de lemn. Nu știu exact care este limita, trebuie să vedem în setări. Dar faptul că stochează și nu mă obligă să am eu o remorcă cum aveam la altele este din nou excelent. Pentru că până acum orice stație de asta semimobilă, opa, opa, de făcut așchi de lemn necesita ori tracțiune de la tractor, ori dacă ați văzut ultimul episod din Silver Run Forest, adică Platinum Edition, necesita să ai o remorcă la capăt. Când ajungea la 6 tone mi se pare că se umplea aia, 6 tone capacitate de rumeguș și trebuia neapărat să-l descarci, pentru că altfel încărca lemne, dar mai făcea rumeguș. Și tu pierdeai, dacă nu erai pe fază să descarci, pierdeai tot. Genial, absolut, absolut genial. Investiția asta nu o vom recupera foarte curând, dar... o să îmi permită mie ca orice ban fac de acum încolo, nu orice, majoritatea banilor pe care îi fac de acum încolo, să-i și păstrez. Pentru că nu mai am costuri extra. Eliminăm așchile de lemn ca și cost extra, eliminăm și aia și aia și aia, puțin câte puțin ajungem să ne întreținem cu totul. Acum, fraților, mă duc să descarc New Holland-ul, parcă, da? New Holland-ul ăla. Mergem pe terenul 1, descărcăm pentru că misiunea aia tot va rola și mai scoatem de acolo și 6000 de coco, deci nu facem muncă în folosul comunității, ci facem muncă în folosul portofelului nostru. Până data viitoare, vă doresc o seară plăcută în continuare și v-am salutat mai bine. Pa, pa!